Sunt 150 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți reprezentanți ai simbolismului din literatura română, Dimitrie Angel. A fost poet, prozator și publicist, colaborator al lui Mihail Sadoveanu, Ștefan Octavian Iosif, Ilarie Kendi. A publicat în Contemporanul, în Adevărul, în Adevărul literar și artistic, în viața românească, a făcut parte din conducerea revistelor Sămănătorul și Cumpăna. A publicat singur sau împreună cu Ștefan Octavian Iosif volumele În grădină, Fantezii, Legenda furnigeilor, Cometa, Caleidoscopul lui A. Mirea, Carmen Seculare, Cireșul lui Luculus și altele. În ciuda firii sale viforoase, manifestă mai ales în poezie, eleganță, delicatețe, viziune picturală. Citez. Au înflorit iar măgheranii și n-a prins nimeni de veste și acum se trec, cum trec pe lume, atâtea vieți ce până la moarte să ascund de numărul mulțimei și umilite stau deoparte cum sta între surori sfioasă cenușăreasă din poveste se ceartă cu Ștefan Octavian Iosif, se căsătorește cu fosta soție a acestuia, poeta și traducătoarea Natalia Negru, și moare dramatic la 42 de ani împușcându-se după ce crezuse că luase viața soției sale. Dimitria Angel a exprimat atmosfera citadină autohtonă, natura artificială, grădinile, dar a fost conectat și la mișcarea simbolistă europeană. A tradus din Paul Verlaine, de pildă, ilustrând alături de Alexandru Macedonski, Ștefan Petică, Ion Minulescu și George Bacovia, simbolismul românesc.